surprinde lumea că nu m-am prins așa de probleme la început. Înțelegi tu? Nu, ca să-mi fac chiar de baftă. De ce am revenit și am desenat și nu știu ce. Am să spun un lucru, că apropo de chestia asta. Deci profesorul din mine are atâta curaj să arunce în fața problemei, este sinucidere ce fac eu, dar o fac cu toată convingerea. Și să spun de ce. Ești încă copil în clasa a patra, iată-mă pe mine elev la liceu în clasa a noua. Aceasta e poveste, dar trăită concret de mine. Și eu intrasem la liceu, primul pe listă. Deci toată lumea se întreba, dar la un liceu foarte slab, Podul Turcului. Foarte slab, pentru mine era cel mai bun liceu din pe valea aceea. Nu, din afară de Podul Turcului nu trebuie să rămân niciodată. Până adevărul că terminase clasa 8-a și am ajuns odată la Jud, parcă, sau de două ori. Acolo, atât știam, acolo, la Podul Turcului. Așa că am fost cap de listă și toți se întrebau ce elev este asta așa foarte bun. Și eram detașat, adică după mine erau falii. Și toți s-au așteptat să se întâlnească cu o minune. Profesorii de acolo cu o minune. Numai că profesorul meu de fizică a văzut că era așa de atent la lecție, că nicio mișcare a unui mușchi nu putea face fără ca să nu fie mie atras atenția. Atenție ce spun, atât era de concentrat. Și atunci, avem experiență la școala generală. Tot timpul la școala generală așa a făcut. Și acum, el când preda lecția la fizică, se uita numai la mine să vadă dacă îi dau ok-ul. Dacă eu sunt de acord sau nu. Fenomenul fizic îl simțeam fantastic. Era ceva natural în mine. Și atunci el, ca nu cumva să greșească, în timp ce explica, se trăsea tot timpul cu ochii la mine și mesajul acela că cel mai bun copil care a intrat la seria lor. Și acum se întâmplă așa. Mă ascultă. Era pe trimestre la vremea aceea. Trimestrul 1, 2, 3. Și mă ascultă, vine vremea să mă asculte. Și îmi dă pe acolo, în sfârșit, o chestiune, nu spun eu ție ce, dar era la mișcarea uniform accelerat, o chestie acolo, la mecanică. Și eu, care aveam aparatul matematic bine pus la punct, am mers șnur, fenomenul, acolo am lucrat. Dar spune așa, înainte de a te da drumul la lecții, spun o întrebare. Sosul e capra pe urs, cine mai sus? Dar eu mă uitam speriat și eu, concentrat la lecția mea, nici nu auzeam ce spune el. Păi, zici, fenomen fizic mă ăsta. Sosul e capra pe urs, cine mai sus? Nu știu. Cum știi asta? Coada, mă, coada. Capra ține coada sus. Deci, coada cea mai sus. Bun, mă trec la lecții, am luat lecția, am dat drumul mai tare. Capra ține totdeauna coada sus. Și el s-o zic, capra pe urs, cine mai sus? Coada. Trebuia să răspund eu, n-am răspuns. Mi-a dat drumul la lecții și am făcut eu lecția perfect, m-a pus 10, m-a comentat. După care semestrul 2. Da? El a uitat că m-a pus întrebarea asta. Trimestrul 2 a uitat. Și, băi, înainte de a da drumul la lecții, s-o sui capra pe urs, că cine mai sus? Dar eu nu m-am uitat de sus. El nu știe, nu știe. Dar întrebarea asta mi-a mai pus. Când i-am zis asta, mamă, ce l-am supărat! Dar ce l-am supărat? Și cu cartea, deschidea cartea, întrebare, după răbat pe altă, nu m-a lăsat să răspund așa, una după altă, până s-o răcurit el 5-6 minute, mi-au pus la întrebări, apropo, am jignit, pentru că vine cu întrebări de așa, este răsuflate, ori are întrebări serioase, ori ce face el. A, în sfârșit s-o potorit el, mi-au pus din nou 10, când l-a lăsat la lecții, nu s-o discutat, dar teama l-a prins complet. Pus, bă, ăsta e și periculos. Adică trebuie să fii foarte atent acum. Și în clasa a 10-a, din ce în ce mai aspră era relația dintre noi, aspră în sens frumos. Deci el nu-și mai permitea nici o clipă să facă lecția fără să mai ia ca pe cel cărui trebuie să-i ceară acordul. Și-l prind, așa cum ai prins tu cu problema, de aici mi-am venit în minte.
Și îl prind, el lecția o învățase foarte bine, tot. Era undeva la clasa 10, la fizica moleculară, mi-am amintesc și acum, o chestie cu stratul superficial, moleculi care nu știu ce, nu curg foarte repede peste pahar, pentru că se întâmplă presiunea, nu știu ce, o chestie frumoasă. Și eu am înțeles foarte bine și el a făcut o greșeală. Eu, în mintea mea, altfel fenomenul mergea. Și el a spus, nu știu ce, trebuie să mai acolo. Și m-a arcat scurt și a spus, nu, nu-i bine. Toată clasa cum să spun, a mulțit toată clasa, nu mai respira nimeni. El a tăcut scurt și m-a zis, aici așa trebuie făcut. Uitați, ăsta e fenomenul, așa, așa. Copiii, sesizând momentul delicat, își spun, ce facem? Stai mai jos acolo, stai jos, îți rușine, băi, dar tu te trezești în fața profesorului să... Caută să-l scoate din încurcătură. S-a căreat un vacar. M-am dus la trei la tablă, la el, la catedră. Și am stat 10 minute cu el de vorbă, în vacarmul acela. Iar după discuția aceea, el spune, liniște! Pac, toată lumea a muțit. Are dreptate. Am predat 8 ani de zile așa, prost. Din clipa asta o voi preda lecția așa cum mi-a dat el sugestii. Asta e corect, așa e corect, mi-a spus-o el. Formidabil, formidabil. Acel profesor pentru mine a fost etalonul vieții mele. El a fost etalonul vieții mele. Atunci, în încleștarea aceea, a avut puterea să spună, am greșit. Și de aici o voi preda cum a spus-o el. Din clipa aceea n-am mai fost elevul școlii lui, colaboratorului. Venea la mine și avea câte o problemă din gazete care nu mergea, mă căuta pe hol și spune, vin cu acel pic, hai să vezi, aseară m-am chinuit foarte până la două noapte cu o problemă. Și nu mi-a ieșit, mă, nu mi-a ieșit. Vreți să tu la ea? Da, domnul, puteam să am a doua zi nu știu câte teze, puteam să fiu orice. Nu m-a interesat. Toată ziua aceea, toată noaptea, stăteam pe problema aceea și uneori se întâmpla să o fac. Venea la mine și mă strângea mâna, ai făcut-o? Mă căuta rapid. Ai făcut-o? Da. Uitați așa, așa, așa. Excelent. Nici o clipă n-am știut și n-am să știu dacă el nu a jucat și un rol foarte frumos. Poate știa, dar văzuse un potențial în mine sub nemaipomenit. Și atunci mi-a dat aripi. M-a luat colaborator al lui. Poate el știa, repet, nu m-am mai găsit cu el de atâta vreme, dar pentru mine a devenit profesor model. Lui îi datorez tot succesul meu. El a fost cel care m-a dus așa. Fiecare dintre noi căutăm un model în viață. Acesta este profesorul pe care eu îl imit. De ce e curajul ăsta nebun? Pentru că am învățat un lucru. Că noi putem să comunicăm copilul că suntem oameni obișnuiți. Sunt momente că nu ne pricepe la o problemă. Nu o vedem. Așa și tu, George, acum m-ai ajutat foarte tare. Cu ce ne depărtăm de problema asta? În afară cu povestea asta, care sper să-ți dea și ție un elan deosebit, faptul că ai văzut unul acela, pe mine, repet, m-a ajutat foarte mult, pentru că unul acela însemna a treia oară. Și era partea aceea, necitită. Salut problemă, te-am făcut. Sâc că te-am făcut. Mergem mai departe, da? Din momentul acesta, când am câștigat bătălia cu problema, am de aici curajul să încep o alta și o alta și o alta. Nu mai obosesc. Da? Nu mai obosesc. Da? E mai lung asta. Nu-i nimic. Să vedem. Un număr este format din 5 cifre. Află numerele, da. Cifra stop, cifre. Stop. Din 5 cifre, da? Da. Un număr A e de formă. A, B, C, D, E. Și punem bară deasupra, așa se gândește, da? Da. Deci știi de ce punem bară? Dacă zic A, B, C, D, parcă ar fi înmulțite numerele acelea. Când am pus bară, înseamnă că e un număr de 5 cifre, de lungime 5, da? Asta îl știu eu, îl știu pe ăsta. Știi să-l faci? Da, cât de cât. Fii atent, cu atât mai mult îmi convine.
Deci cu atât mai mult te convine dacă știi să-l faci. M-ai ajutat foarte repede, dar hai să vedem. Cifra 10-cilor este cel mai mare număr impar de o cifră. Cifra 10-cilor, asta, da? D-ul. Da. Este cel mai mare număr. Cifra 10 este cel mai mare număr impar de o cifră. Care? 9. 9, sigur că da. Dar nu. Media aritmetică a celorlalte 4 cifre este 6. Media aritmetică. Dar ce înseamnă media aritmetică? Să nu spui media aritmetică al lui Moise. Media aritmetică? Da. Da, nu spun asta. A două. Acolo la Moise era a două, nu? Da. Media aritmetică este suma împărțită la câte numere se adună. Așa. Noi avem 4. Adică A plus B plus C. Asta ar fi mesajul. Că A plus B plus C plus E împărțit totul la 4. Egal cu 6. Da? S-a tradus, altfel tradus, este că suma lor e 4 ori 6. Da. Altfel spus, A plus B plus C plus E egal cu 6 ori 4, 24. Nu sunt cam ocupat să scriu să citesc, nu o să pot să scriu chiar acum. Bine. Cifra sutelor este cu 1 mai mare decât jumătatea cifrei zecilor de mii. Cifra sutelor, e ce-o? Da? Zi despre ce este? Cifra sutelor este cu unul mai mare decât jumătatea cifrei zecilor de mii. Zecile de mii unde sunt? La, parcă vine, nu? Aici e sute, mii, zeci de mii. Da. Au. Deci au, mai spune, este cu unul mai mare decât jumătatea... Cifra sutelor este cu unul mai mare decât jumătatea cifrei zecilor de mii. Deci A împărțit la 2, jumătatea... Da, deci cifra sutelor este cu unul mai mare decât jumătatea cifrei zecilor de mii. Este... Cifra sutelor este... Cu decât jumătate. Adică este A împărțit la 2 plus 1. Cifra sutelor, ia scrie-vă la asta, zi-vă la cifra sutelor. Cifra sutelor, da, adică C-ul, da, este cu mai mare decât... Unul mai mare da, decât? Jumătatea cifrei zecilor de mii. Unități, zeci, sute, zeci de mii e B. Unități de mii e bine. E bine, da? Da, da. Bun. Dar zici bine, C egal cu A împărțit la 2 plus 1. Da. Bine. Mai vreo informații? Da, mai sunt încă două informații. Cifra unităților este cu 1 mai mică, este egal cu... Este cu 1 mai mică, deci ei adaug 1. Cifra zecilor de mii. Deci lui, fiindcă mai mică, îi adaug 1, nu? Ei. Da. Cifra unităților, mai zis, este cu unul mai mică. Plus, ca să o aduc, să fie egală cu cineva, îi adună aici, că e mai mică. Da. Da? E plus 1 egal cu? Cifra unităților este cu unul mai mică decât cifra zecilor de mii. Decât A. Da. Deci, E plus 1 egal cu A. Asta ar fi o informație. Da. Și ultima, cifra miilor este 4. Cifra miilor, B-ul, da? B egal cu 4. Cam atât, da? Da. Hai să punem 4 și 9 în acel număr, în numele, în loc de... Așa. Da, în loc de D să punem pe 9 și în loc de B să punem pe 4. Da. Și atunci relațiile toate devin. Te rog. Ce devin relațiile? Fiindcă două din ele autorul ni le dă de așa. Da. Deci, acum... Cum să zic eu? Cred că locuim în... Nu, le scrim pe toate, le transcrim cu adăugând. Locuim pe B cu 4 și pe D cu 9. Da, și după aia... înlocuim și ce ne iese. Deci dacă știm... Să vedem. Deocamdată e primul meu. Dacă știm B și D... Da, B și D. E B și... Aici numai pe B l-aș înlocui, că n-am treabă, nu? Unde-i D-ul? Nu, D-ul că l-am înlocuit deja. Nu este D-ul, nu este. Nu intră, că media s-a făcut din celelalte. Da. Pe B înlocuim.
Te rog, 20 este A plus C plus E. A plus C plus E egal cu? 20. De ce 20? Păi da, pentru că scadem din sumă pe A. Așa, corect. A plus C plus E egal cu 20, scuza? Da. A plus C plus E face 20. Asta e relația de bază. La care adaug că C, vedeți-o, C-ul este A împărțit la 2 plus 1. Da. Și că A egal cu E plus 1. A egal cu E plus 1. Cam astea ar fi cele care se adaugă. Da. Așadar, în loc de A pot să pun E plus 1? În loc de A pot să pun E plus 1? Da. Da, sigur că da. Și așa se face. Așa am făcut-o și eu. Deci prima relație devine acum ce? Te rog să mă ajut să dictează-mi tu. Prima relație, da. E plus 1 plus C plus E este egal 20. E egal cu 20. Scriu. Da. Deci E plus 1, ai zis bine, plus C plus E egal cu 20. Imediat plus 1, trebuie să scriu și eu. E plus 1 este egal cu 1, egal cu 4. Și după aia... Al bine. De două ori E... Imediat, da. C plus este egal. Bine, gata. 2 de E, nu? E și cu eu ăsta, 2 E. 2 N. Plus C egal cu 19. Plus C este egal cu 19. E bine, e bine, nu? Da, am scăzut un 1 din ambii membri, și din 20 și din 1, da? 2 E plus C egal cu 19. Acum, am relația asta care n-a fost, că ce ar fi egal cu A împărțit la 2 plus 1. Păi acum... Putem să locuim în... Nu știu. Nu vrei să mai lucrăm la relația asta? Cum s-ar mai traduce ea? Da. S-ar traduce așa. Adunarea dintre un număr și altul face C, înseamnă că ăsta este C minus 1. Da. Aș putea spune, nu, în termen al adunării? Da. Deci aș zice că A împărțit la 2 egal cu C minus 1. A împărțit la 2 egal cu C minus 1. Da. E bine? Da, e bine. Deci să scoatem pe A, cât ar fi A dacă jumătate e C minus 1? De două ori ăsta. De două ori ăsta. Doi pe lângă, doi înmulțit cu C minus 1, da? Da. Deci A ar fi egal de aici cu 2 ori, în paranteză C minus 1, că e tot rezultatul, de două ori da. C minus 1. Și acum putem să facem cum se zice, comutativitatea aia. Distributivitatea aia. Așa. Deci A egal cu? Da. Deci A este egal cu 2 ori C minus 2 ori 1. Perfect. Minus 2 ori 1. Excelent. Adică 2 ori 1, 2, nu? Și acum da. Și spune de nou echivalent. A egal cu? C minus 2. 2 ori C minus 2. Perfect. Dar pe de altă parte A era așa egal. A egal cu E plus 1. Da, și putem să locuim în relație. În relația cu A plus C plus E este egal cu 20. De acord. Dar numai... Hai să egalăm și A și ăsta. A odată egal cu E plus 1 și pe urmă egal cu 2C minus 2, nu? Deci din aceste două scrieți una sub alta. Hai să-i scriu să-l vadă toți prietenii noștri. A egal odată cu E plus 1. Și tot A acela este egal cu 2 ori C minus 2. 2 ori C minus 2. Da. Și atunci, sigur, am egalitate între cele două. Același A fiind, adică E plus 1. E plus 1 egal cu 2 ori C minus 2. 2 ori C minus 2. Și de unde eu
adunăm un 1, scădem un 1 în ambii membri. Da. De unde eu va fi egal cu de 2 ori C minus 3. Eh, dar minus 3 pentru voi nu-i treaba asta. Că e alba. Sunt în situația minus 2, minus 1. Și minus 2, minus 1 nu înțelege el încă. Păi hai să înlocuim nu trebuie să fac nicio mișcare de asta. Păi să înlocuim o relație, știți. Nu. Hai să adunăm 2 în ambii membri. Hai să adunăm pe 2. Da. Deci dacă adunăm pe 2, vine E plus, E plus 3, că 1 și cu 2 face 3. Da. E plus 3 egal cu 2 orice. 2 ori C. Și 2 minus 2 face 0. Da. Deci E plus 3 egal cu 2 ori C. Bun. De unde E acum? Asta e mișcarea aia care trebuie făcută pentru copii. E egal acum cu 2 ori C minus 3. Ca să-i vin, el știe că dacă rezultatul adunării este așa, da, un termen este rezultatul minus 3. Dragilor, acum spre colegii mei, învățători și profesorii de mâine, pentru clasa a șasea, asta e necazul cel mare. Școala asta românească, până când s-o deștepta, și nu numai școala românească, și în exterior, să înțeleagă copilul. Eu am făcut semnul algebră în clasa a doua. Este superb. Dacă nu faci până acum, iată cât te chinui ca să faci treaba asta. Și nu mai spun, în clasa a șasea, acum sunt copii în clasa a șaptea, și semnul algebră dat la sfârșitul clasei a șasea, Mariana, este o dramă. 80% dintre copii nu pricep semnul și toată școala s-a terminat aici. Dar dacă s-ar face antrenamentul de timpuriu și eu vorbesc de vreo 10 ani de când o spun școala, trebuie să coboare, să lucrăm în mulțimea numărul întregi de, mai, de la început. Când învățătoarea spune 5 minus 3, da, face 2, dar 3 minus 5 nu se poate. Și cu acest nu se poate să duc ei până că în clasa a șasea, la sfârșit. Dramatic. Și iată, iată ce, unde trebuie să fac eu mișcarea, jongleria asta. Adunăm în ambii membri un 2, ca să-l deplasez pe minus 2, practic, în partea asta, fac 3 eu, și să mă întorc înapoi. Pentru că așa mă supune acestui stres. Că nu-i pot eu spune copilul că minus 2, minus 1 fac minus 3. Nu-i pot spune încă. Da. Acum, uite, George, am făcut această pauză, această precizare, pentru că este un of al meu. Cineva spunea, domnule profesor, nu aveți voie să rămâneți prea mult pe tușă. Trebuie să ajungeți ministrul învățământului. Chiar am multe mesaje așa. Îmi doresc să ajung acolo, să iau niște decizii care să putem să înțelege o șansă pentru școala românească. Deci e egal cu 2 ori C minus 3, da? Da. Și acum, George, noi avem așa. Asta e, la ea am ajuns, după ce am mișcat-o pe aia de acolo. Că 2E plus C egal cu 19, da? Da. Și apoi, hai să le scrim una sub alta E. Te rog. 2E plus C egal cu 19. Și de desubt, să spunem că eu este egal cu 2 ori C minus 3. 2 ori C minus 3. Da. E scris una sub alta? Ce, da. Bun. Aici e 2 ori E, te rog să spun. Din nou, e obligația asta cu oriul ăsta până în casa. Știu. Da? Și acum, George, pe E îl înlocuim sus. Și devine 2 ori, deschid în paranteza, E. Dar eu e toată bucata asta. Da. Deci 2 ori C, minus 3, plus C, egal cu 19. Da. Și acum aplicăm distributivitatea, că tu o știi. Da, distributivitatea, da. Deci 2 ori C, 2, minus 2, 2 ori 2 C. 2 ori 2 C. Că primul e 2 C aici. Deci 2 ori 2, 4 C. 4 ori C. Bine?
Da, e foarte bine. Eu am scris greșit, eu n-am văzut bine. Bine. 4 ori C. Minus 6. 6. 2 ori 3. Hai să zic așa cum spui tu, 2 ori 3 ca să-l altă lume. C este egal 19. Și acum, 2 ori 4 ori C este egal cu 8 ori C. 2 ori 4, deci, cât ai zis? 4C minus 6, asta este. Și cu C, 5C, George. 4C și cu un C, nu fac 5C? 4 mere. Câți 4 aici? Am transcris că eu am scris, transcris 4 la 2 ori. Am scris acolo la 2 ori. Păi 2 ori 2? 2 ori 2 fac 4. Eu am scris 4 acolo. 4 ori? Nu, acolo, am scris 2 ori, paranteză, 4 ori C. Nu, mulții și-au rămas încât se mai mulțește, nu-i 8. Nu, dacă era 4, era 8, dar cred că ați făcut voi și ați dictat 4 ori C și eu am... Urechea ți-o prins da. Așa, dar și acum tu ai devenit acum și ți-ai înțeles de ce, deci da, când devenit 4 ori C, da. E bine, da? Minus 6, hai să zicem deodată, minus 6. Minus 6 plus C plus egal cu 19. Egal cu data. Echivalent cu? Este echivalent cu 5 ori C minus 6. Da, așa mă, 5 ori C minus 6 este egal cu 19. Și de aici putem afla 5 ori C. Da, 5 ori C. 5 ori C este egal cu 19 plus 6 este egal cu... Da. Cu 25. Corect. Gândește și după aia, C este egal cu 25 împărțit la 5, C este egal cu 5. C egal cu 5. Dacă l-am găsit pe C egal cu 5, hai să începem lucru. C egal cu 5. Cât este eu? E egal cu? Este egal cu, nu văd acolo, 2 ori 5. Așa, minus 3. Minus 3 este egal 2 cu 10 minus 3 5. Este egal cu 7. Egal cu 7. Le-am avea și pe N. Mai avem pe A, unde ducem în ecuația cu A. A este egal cu 7 plus 1. A este egal cu 8. 7 plus 1. Și acum să aflăm numărul. 8, da. Numărul A mare 4, este? 4, 8. 5. 4, 9, 5, 7. 9, 84 de mii, 597. 7, da? Da. 84 de mii, 597. Asta a fost răspunsul. George, cam multă algebră aici. Cam multe. Da? Multă algebră, să se recunoaștem. Nu avem voie cu algebră în clasele 1-4, știați? Știam într-un fel. Dar autorul aici m-a împins pe culoarul ăsta. Da? Însă hai să încerc ceva aritmetic, să văd dacă mă pricep. Nu scrie nimic, eu nu scriu nimic. Ce? Aritmetic. Aritmetic, dar n-ai auzit de aritmetic, partea... Păi tocmai asta trebuie să facem la nivelul vostru. Adică știu. Deci numai raționând pe bază de noțiuni de logică, de asta, de gândire de asta în virtutea ce am făcut mai înainte cu segmentele acelea, acolo e aritmetică, că n-am notat cu ei și cu ei. Dar ziceți grafică, eu nu zic aritmetică. Grafică. Metodă grafică dacă am să am șanse. Dar nu cred. S-ar putea să n-am șanse. Deocamdată mă gândesc așa. Uite, George, ce mi-a spus autorul? Mi-a zis așa, că media aritmetică a celorlalte 4 este 6. Adică suma lor fac 24. Și ce am mai avut eu aici? Că B egal cu 4, B îl dă 4, tot autorul. Da. Deci puteam spune la început, măi, îți dau pe B egal cu 4 și pe D egal cu 9 și nu mai te chinui tu aici, ca asta ar fi relația care trebuia spus din media. A plus C plus E fac 20. Și ne putem folosi de relațiile acelea ca segmente. Deci, C este egal cu A împărțit la 2 plus 1. Îl facem pe C jumătate din A și mai punem 1 punctat. George, nu uităm nicio clipă că A, C și E sunt cifre. Adică sunt până în 9. Ce numere, 3 numere adunate, să facă până în 20? Da. Și pe urmă să începem. A-ul este succesorul lui E. Da. Că A-ul este E plus 1. Da. Deci acum eu încep
să raționez fără algebra asta așa destul de obositoare. Nu. Deci după ce ai tradus relațiile date de autor, trebuie. Astea sunt. Da. Trei. Deci de la începutul problemei, știm tot și tot ce a spus autorul este acum valabil în aceste trei relații, să zicem. Care trei relații? Sunt două. A plus C. Deci este A plus C plus E este egal cu 20. La care îi spun că C împărțit C-ul egal cu jumătatea lui A. Da, așa. Plus 1. Și că A este egal cu E plus 1. Adică A este succesorul lui E. Da. Îl putem lua pe cine de bază? Îl luăm pe E un număr, cât vreți voi. E-ul egal, hai să zicem, e egal cu 2. Da? E egal cu 2. Atunci A-ul cât este? Obligatoriu. A-ul este 2 plus 1. Da. E 3. Dar 2 și cu 3, 2 și cu 3 face 5. Și cu ce o care e cifră până la 20 se poate? Nu. Nu. Nu se poate. Atunci pică, deci cum am că A plus C plus E egal cu 20, ar însemna că C-ul trebuie să fie de aici 15. Da? Deci rezultă că C egal cu 15. Fals! C e cifră. C e mai mic egal cu 9. Da. Și atunci, hai să modific. Eu să le iau, să nu nici un pic. Eu să fie egal cu... Păi cam din... cu 5, să zic așa. 5. Și atunci, cât este au? Obligatoriu trebuie să fie succesorul său. 6. Da. Și 5 cu 6 cât face? 11. Și mă duc aici. Da. Și vine 5 plus 6 plus C egal cu 20. Adică C-ul este 9. Așa, da. Deci încep discuția. C-ul este 9. Și să vedem dacă satisface și relația asta. Dacă C-ul este egal, întrebarea este, C-ul are este egal cu semnul mirării, cu cine? A împărțit la 2 plus 1. Ceea ce ar însemna că C-ul cât este 9 să fie egal cu A-ul. A-ul cât este la noi? 6. 6 împărțit la 2 plus 1. E adevărat? Fals. Fals. Deci n-a mers. Dar de la 5 încep acum. Eu e egal acum cu varianta, e egal, nu, nici cu o unitate. E egal cu 6. Hai, George, scrie, că e așa de frumos, e raționat foarte frumos și este la îndemână, la nivelul clasei a 4-a. Deci eu e egal cu 6, iar au cât să fie acum? Obligatoriu, e succesorul. 7 trebuie să fie. Da, 7. Să vedem condiția dacă e satisfăcută. Mai întâi să-l aflăm pe C. Pentru asta zicem 6 plus 7 plus C egal cu 20. Care înseamnă că 13 plus C 13 plus C egal cu 20. Adică C-ul este egal cu 7. Nu? Da. Să vedem dacă se întâmplă să avem condiția aceea nevalorificată. Trebuie și ea să fie îndeplinită. Adică, trebuie să se întâmple ce lucru? C-ul, adică cât este noi 7, trebuie să fie egal cu A împărțit la 2, A-ul cât este? Cât este A-ul? 7. Da. 7 împărțit la 2, nu se face împărțirea. Din păcate, gata, pică. Da.
Și acum urcăm. Eu o să fie 7. Au este următorul, succesorul. Da. Au este 8. CEU 78 fac 15. Da. CEU este până în 20. CEU este 5. Se vede foarte repede treaba. Da. Da? Deci eu 7, au 8, CEU 5 și îndată facem ce raționăm. Să vedem dacă e verificat aceea. Adică CEU, care este 5, dacă este egal cu au împărțit la 2, 8 împărțit la 2, plus 1. Adică, da, adevărat. Și în sfârșit, asta e și situația care mă face fericit. Da? Iată situația aceasta, îmi convine. Am găsit cele trei numere. Foarte simplu. La asta e nivelul la clasa 4. Noi am fugit pe calea algebrică. Este exact ceea ce nu trebuie făcut. Am vrut să arătăm că și pe calea aceea se poate, dar raționamentul așa trebuie făcut. Aceste trei relații... Hai și la întâmplare, cam asta. Nu-i la întâmplare, că am mers foarte riguros. Știu, nu, alegi niște numere și le... Nu, 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 că, vezi, am plecat de la 2 și 3. Dacă au, eu îi 2... Da. Pe A l-am luat cu unitate, ca așa se zice că e succesorul, și am constatat că CEU ajunge 15 ori. Nu-i bine. Da. Trebuie să-l cresc pe el mai mult. Am sărit la 5. Da. Când am luat 5... M-am prins ce ați făcut. Ați, da. Am luat ca toate cazurile, am măsurat, deci le-am măturat pe e toate. E justificarea asta. Corect. Deci nu este la întâmplare luat. Ci eu am mers măturând toate cazurile și am ajuns la un caz fericit. Da? Deci ăsta e fericit. Dacă le-au pe eu egal cu 8, tu mai poți să mă întrebi, 8 nu l-am luat în discuție. Da. Dar dacă eu egal cu 8, așa ar trebui să mă duc până la capăt. Dacă eu egal cu 8, atunci au este 9. Nu? Că e cu 1 mai mult. Da. Iar CEU va fi cât în bădiți astea? Este până la 20. Da. 8 și 9. Că faci 8 și 9, 17. CEU egal cu 3. Da. Și spune că CEU este egal cu A împărțit la 2. A împărțit la 2. Mai puteam face o selecție. Când A este impar, George, da. Când A este 9, 7. Nu se face A împărțit la 2. Deci nu aveam voie să... Nu merita să ne batem capul cu A 3, 5... Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit. Abia acum îmi dau seama că excluderea aceea a unor cazuri era... Important că ați aflat la teste. Știu că la teste nu contează cum fac, contează să afli rezultatul. Așa este. Dar dacă... Dacă, George, se cere, dacă da, se cere. Perfect. Dar dacă tu... Deci noi am măturat toate cazurile. 5, 6, 7, 8. Da? Da, dar ați consumat dar timpul și... Am consumat timpul, eu trebuia să văd. Când era pe A, E egal cu 5 și A, E 6, merită. Dar A, 7, spuneam, stop, nu mă interesează. Da. Nu mă interesează că... Sau A, era egal cu 9, nu mă interesează. A nu poate să fie 11, că se oprește ieșițiul, dar luam numai cazurile care A6 și A egal cu 8. Și atunci eu, foarte repede, s-ar putea să eliminam. Din prima pe 6. S-ar putea să... Nu, n-aveam niciun motiv să sar pe A egal cu 6. Ci, îndată, nu merge, dar A egal cu 8 merge. Este verificată și situația de aici. Doamnelor, dragilor, iată că am făcut aceste probleme. Facem o mică pauză, George, după care continuăm în lecția care imediat continuăm. Numai 5 minute ca să respirăm și noi. Trebuie 5 minute.